facem. Așa fac băieții când vine un băiat nou și mă bagă în top, pentru că ei sunt invidioși. No. De ce am invidioși? Că nu vreți să ne bage și pe noi în top. Pentru că le-am dat cu flin. Așa faceți cu băbagul. Eu nu fac topul băieților, eu fac topul fetelor. Pentru că n-am vrut o relație cu ei. Paul, mă asculți? Da, te rog. Pentru că nu am vrut o relație cu respectivii care se și atacă, se și vede. Da. Am simțit că nu sunt compatibilă cu ei. Lasă-mă puțin, te rog frumos, să discutăm cu ei. Lasă-mă puțin, să discutăm cu ea. Lasă-mă puțin, da, te aud. Nu am continuat cu respectivii și uite că... Care, bă? Care respectiv? În loc să se retragă finuț, să zică, ok, frate, n-a fost să fie, încerc cu altă fată, pentru că sunt atâtea fete în casă. Au început să te admire. Cum poți să zici în gală? Că îți pare rău că nu a pus să-l cunoști pe Marinescu și acum te-a bărbat. Ajută-te. Cum poți să... Auzi nimica. Nu se aude. M-auzi? Bă, dar vorbiți și voi mai încet. M-auzi, mă? Acum. Cum poți să zici în gală că singurul lucru pe care o să regreți e că nu l-ai cunoscut pe Marinescu și acum când vine un băiat nou și te pune în top, gata, pa, Marinescu. Pe să te uiți la episod, că n-am zis că regret. Motivul pentru care rămâi. Am zis că nu am niciun regret, dar aș rămâne în casă să-l cunosc mai bine pe Marinescu. Păi și unde-l cunoști dacă tu... L-am cunoscut prin mesaje. Pe cine mai cunosc prin mesaje? Pe Marinescu. Băi, n-ai cum să cunoști omul prin mesaje, mă, e imposibil. Am văzut ce intenție are. Îl cunoști în continuare pe Marinescu sau pe mine? Nu vezi, mă, că, băi... Zero barat! Își dă lumea seama de jocurile tale. Și o să ține scot în evidență de fiecare dată. Așa o să-i faci și lui. Radule, eu sunt implicată în jocurile altora fără să vreau. Zi-mă, Codruț, mă batez pe votul tău ca să știu dacă mă declar acum sau nu, are rost sau nu. Bă, tu crezi că eu mint? Păi, tu voi dacă am scop... Da, da. Dar și tu și Alexandra. A, păi pe tău să vă votez. No! Eu sunt sora lui. Care băgați? Eu sunt sora ta, mă. V-ați împăcat, mă? Asta, că nu mere pe soră și pe frate aici. În funcție de votul Codruț. Mere pe frate și pe soră și pe ostădeu. Putem fi noi nașii voștri dacă vreți. Putem fi noi nașii voștri dacă vreți. Bine, păi, nașii. Cine e iubirea mea? Cine e iubirea? Un mesaj, îmi spune mie că... Bagă-mă mai mult în seamă, vorbește cu mine, dă-mi mesaje. Păi și ți-am zis că nu sunt genul și ai zis că ok, dacă nu ești genul... Ok. Hai, dă-mă că tu momentul, tu momentul în care simți păi, nu, ceva. E, dacă îți dai un mesaj, tu ca om, Tea. Hai, bă, ascultă-l când vorbește. Dacă îți dai un mesaj, îmi răspunzi. Hai, mă spune nu mai vorbesc, mă, că îmi pierd vremea. Ia, Paul, bagă. Tea, m-auzi? Da, mai gândește, Paul. Mai gândește? Da. Aoleu. Cine a zis, mă, dar tu vorbești în locul meu, Mariana? Mariana. Păi de ce m-a zis? Vorbeam locul meu. De ce m-a apropiat dacă nu e adevărat? Eu vreau să aud de la tine, ce ai dat un mesaj. Îmi răspunzi? Există sigur un dialog? Sigur că da, răspund. Păi răspunde că răspunde tuturor, n-ai înțeles. Ia, ce nu face tu? Da, să fie foarte băi. Da, da, Radu, răspund tuturor că am bun simț și că sunt cu bun simț. Da, sunt cu prea mult bun simț. Încât nici măcar nu te-am blocat. Nu te-am blocat, vezi că nu te-am blocat și te-am dat și live. Ești în stare de nimic. Ești în stare de nimic. Las-o brazul ăsta că e pătat la tine viața mea. Crede-mă că tu nu ai așa ceva. Ai vrut atenție, dar nu ești în stare de nimic. Ea, dar tu vrei ce înseamnă? Știți bărbații, noi nu mai cunoaștem pe niciunul. A, vedeți că v-ați dat la ureche. Nu ești în stare să gândești cu creier. Crezi că ea mi-a spus altceva? Da, bine. Nici de cum asta. Da, cred că mă și interesează. Da, sunt săgeata lui aia. Dar vezi că nu vreau să-i cunosc, ei vor să mă cunoască pe mine. Hai că ei vor să-i cunoască. Eu că tu insisti. Bă, 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 cine te vezi? Paul, de ce ești așa de insistent? Paul, în locul tău și nu mai întrebam, mergeam direct la ea. Că ea n-are nevoie de întrebare. E accesibilă, mă, n-ai înțeles. Iar n-are nevoie ca tu să întrebi dacă poți sau dacă vrea. Te acceptă. Te rog, aia. A spus că nu trebuia să o mai întrebi. Poate ea mă să o să-i scriu direct, să văd... direct. Ea dacă... te acceptă din start, fără întrebare. Da? Îi direct da. Îi scriu direct să văd ce și dialog nu doar avem. Ție, nu doar ție, tuturor care vor mai intra de acum încolo. Exact, da. Păi vezi asta, zic și bravo, bravo mie, că... Cât persistă dialogul... Vreau să văd cu cine sunt copatul, care e problema voastră. Ele, băieții, pe așa, fetele, nu mă fără băieții. Înseamnă că urmă
sunt prietenoasă, nu ca voi cu fițe, cu figuri. Bă, hai că ești prietenoasă, nu cu fițe, cu figuri. Ești accesibilă, nu prietenoasă, e diferență. Radu, tu te-ai cu tine, ești măcar. Ești accesibilă, viață. Dacă spune diseară să sar geamul, ai sărit. Faci material, ești prăjită după materiale. Ea e prietenoasă, Radu. Auzi, nouă băieți, nouă materiale ai făcut. Păi noi în gală a rămas că încercăm din nou să ne dăm o șansă, să ne împăcăm, să iese ceva. Și eu acum te întreb pe tine, de ce te bagi tu peste? Ce vrea să facă tine? Păi, dar tu ce te bagi? Ți-o dat femeia o șansă și ai pierdut-o. Nu-i vorba că i-am dat. I-am dat unul altuia și eu, dacă nu te pierd, de ce se bagă tu pentru lipsa? Nu ai înțeles aici, dar nu te deranjează. Păi, asta că nu te deranjează. Nu vreau să vorbesc. Și de auzi? Da, ce șansă am pierdut? Ce fac aici în casă? Bă, ți-o dat femeia o șansă și... Băi, băiatule! Hai, fă-mă să iau și pe tine. Hai, fă-mă. Păi vorbește! Deci că în gală a rămas că rămâne să ne dăm o șansă din nou unul altuia. Și eu acum te întreb pe tine, de ce faci eroziile astea pentru Seia? Am auzit și eu în gală. Și am auzit în gală când ți-o zis, Radu, îți mai ofer o șansă, dar sper să fie ultima. Sper să fie ultima? Da. Mă, tu ori vorbești cu mine, ori vorbești cu Codru. Păi vorbesc. Păi vorbesc. Așa, și cu ce te-a deranjat pe tine că m-am luat de Ida? Ți-am spus și în gală și am promis și ei că o să o atac de fiecare dată când văd ceva în ăla locul lui. Pum. Pe bun, ok, am ți-am înțeles, dar uite, pe mine mă deranjează că te bagi peste Seia și peste Seia. Așa, și dacă mă deranjează, dacă te deranjează ce? Păi bun, atunci nu o să mai faci nimic ca nici cu mine. Hai, da, sunt în casă aici și am dreptul să-mi dau cu părerea despre orice vreau. Atunci ia-te de Seia pe orice subiect. Mă, nu începești tu ca Seia să-ți spune ce să fac. Păi ia, o deranjează că tu nu-i dai atenție ei. M-a strigat, mă. Păi, de trei ori te-am strigat, Radu, una de trei ori am strigat. Radule, pe Aida, o deranjează că nu-i dai atenție, pentru că în gală rămăsese ca voi doi să continuați cunoașterea și ei te s-a Andrada, ce atenție să-i dau, mâncați ai sufletul tău, că până acum 10 minute, nu știu dacă am apărut vreo secundă să zic bună. Nu știu. Îmi place rău de tine. Radu, te-am strigat de trei ori de azi dimineață, până acum te-am strigat într-una, că n-ai auzit, tu-i partea a doua. Într-una mă puneam pe mine, strigă-l pe Radu, vezi de ce e gelos, de ce se bagă peste aia, peste Seia, de ce una, de ce alta. Îi place de tine. Ce prostii, mă. Dacă îi place de mine, să-mi dea mesaj, să vorbim. N-ai ce să bagi. Și eu nu ți-am dat mesaj, nu uite. Ce mi-ai dat? Vrei să zici ce mi-ai zis? Mă, dar tu așteptări de la fete. Nu te face față. De ce aveți așteptări de la noi, mă? Băi, nu te băga că ești ultima femeie care poate să vorbească despre asta. Stai cu minte, tu ești vezi că o să aduce lumea cu roșii tine la concerte, vrei să te mint? Dacă o să mai ai vreunul. Mă, tu ai așteptări să am eu respect față de tine când tu ești zero, mă. Eu sunt zero. Ești minus unu, viața mea, ești minus unu. Ești accesibilă. Bă, păi de unde știi, bă? Lumea care vrea ceva, să-i dai mesaj să iei, că sare geamul pentru voi, sare geamul, de ce vorbim? E geam de la parter și sare ușor. Pentru tine, bă, pentru tine, pare rău că n-am sărit geamul pentru tine. Asta-i pare fără lui rău. Păi ți-am zis eu sare geamul pentru mine. Asta-i pare lui rău, zic eu. Păi te răstogoleai dacă îl săreai, că ești rotundă, lasă-ne. De aia ai vorbit cu ea atâta timp. Ia uite ce rotundă sunt. Că e rotundă. Ia uite. Stai jos, ai 4. Stai jos, ai 0. Stai cu minte. Stai tu cu minte, mă. Uite-mă, bă. Seia, dacă îmi juri și tu chiar vrei să. Nu mai vorbi așa cu mine. Vorbesc cum vreau eu. Poftim. Alte vorbesc cuvinte așa nu mai. Bă, dar alte cuvinte nu mai ai vocabular. Cu noi, cu femeile. Tu iar îți arăți forțele cu noi. Ce, mă? Tu iar îți arăți forțele cu noi. De ce nu ți le arăți cu băieții de pe acolo? De ce stai și iar ne înjuri pe noi? Iar îți arăți tu cu noi. Ai dat, tu încă n-ai văzut că omul ăsta n-are alte cuvinte cu vocabular? Ce zice asta? Păi ești nu ce zice asta. Taci din gură. Tu ce vrei, mă, să zici, Aido? Că zici că ai gumă în gură cum vorbești. Ai, bine, că să ia. Scui pe guma aia din gură și vorbește ca să înțeleg. Ca să vezi cât obraz ai și să vezi clasa pe care o ai, nici măcar nu m-ai întrebat frumos ce am spus. Ți-am spus ție, tu iar îți arăți forțele. Bă, tu după ce mă juri, vrei să ai dialog cu mine? Tu iar îți arăți forțele cu noi. De ce nu vorbești așa și cu băieții de dincolo când te iei la ceartă cu ei? Păi m-a deranjat vreunul, mă, acum, în momentul ăsta, mi-ai zis cineva ceva, de ce să mă iau de ei dacă nu-mi zice nimic? Exemplu, cum s-a luat Andrei de tine, de ce n-ai sărit și la Andrei să faci așa mare de astea? De ce n-ai fost și cu ei tare în gură? Se pare că mi-e frică de Andrei sau cum? Păi asta, da, ți-a fost frică de Andrei, dar nu mi-a făcut așa cu el. A fost frică
de Andrei, spuneți-i cu 100%, că dacă nu te da frică de el, să iei la el la fel cum sar și la noi. Dar știi că pe Andrei, na, îți dă. Andrei ce? Andrei ce? Păi Andrei... Noi măcar nu putem să zic că noi suntem femei. Da, și auzi, tu cu noi spui puterile tale, pe păi puneți-le dincolo cu bă, ei, ce vrei nu cu să noi. Acum, să ai vrei, Andrei, să mă bat cu el, că vreți voi? Să nu le dați să zic ceva aici. Doamne ferește, da, nici nu doresc da, asta. Da, să mai aibă și... Ce vrei, să-l chem pe el să mă bat ca să demonstrez ție ceva? Nu, băi, băiatule, ți-am spus. De ce ți-arăți forțele cu noi și nu ți-arăți cu băieții? Ce forțe, că mă înjurați? Mentale. Și în momentul în care tu mă faci... Să-ți întorc vorba asta înapoi. Poftim! Bună ziua! Bună ziua! Mai place. Sper că ați auzit acum. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnșoara Cristina! Ce faceți, mai? Ne jurăm, domnșoara Cristina, că atâta se știe. Atâta puteți. Atâta se poate. Păi n-am cu cine. Uite-mă, tot pe mine dă vina. Bă! Tot pe mine dai vina! Dai, poate și tu ai înjurat mai înainte. Aida, poți să oprești, te rog? Da, sigur, domnșoară. Mulțumesc. Cu drag. Radu, ce ai de împărțit cu Aida și de ce arunci în continuare cu mese? Ce mese am aruncat, domnișoară Cristina? Mai devreme n-aruncai cu mese pe acolo? Ai uitat? Da. Păi? Domnișoară Cristina, am impresia, părerea mea, că le place să fie înjurate, cu tot respectul. Măi, cum poți să spui așa păi ceva? Păi dacă asta am impresia, domnișoară Cristina. Păi cum? Poți să vorbești și eu? Doamna Cristina, le-am dat prea multă atenție. Ia, hai pe rând, vă rog. Radu, Aida și Seia. Poți să vorbești? Deci, ia, doamna Cristina. După cum știți, în gală, a rămas ca eu cu Radu să ne dăm din nou o șansă să ne cunoaștem. Da, să fim din nou în cunoaștere. Acum, băiatul ăsta a pus-o în top pe Seia. Și urma ca Seia să vorbească cu el. Iar Radu tot intervenea, spunându-i lui Paul că e o fată așa, că așa, că așa, așa. O îmbuliga foarte rușie. Am vrut să-l întreb de ce el deranjează atât de mult faptul că băiatul ăsta vrea să o cunoască pe ea. La care el, dar și te bași tu, mă, ce reacția te interesează? Reacția ei m-a deranjat, pentru că era, parcă era în cunoaștere cu Marinescu, după cum a spus în gală, când îi tremurau chiloții că trebuia să plece acasă. Paul, bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Bine v-am găsit. Este puțin agitat aici, dar lucrurile se mai calmează uneori. Nu este problemă. Apropo, cum au fost clipele petrecute până acum aici? Super bine, au fost super, super ok. Super. Este tot în regulă și la fete, acolo în casă a fost în regulă și aici la băieți. Și acum să trecem la lucruri serioase, cum ar fi ceea ce s-a mai întâmplat între voi. Dar aș vrea întâi să aflu ce s-a întâmplat la Hotelul Fetelor. Pentru că eu am aflat de niște discuții de pe grupul vostru. Eu n-am fost în grup. Chiar dormeam. Eu dormeam, ele. Șocant. Da, să vă fie rușine, domnișoara Cristina. Da, că tu nu ai fost acolo, să le fie lor rușine, domnișoara Cristina. Lor? Dacă ți-era să-mi ai vorbit și tu numai te dea. Pentru că am vrut să dorm. Și tu ai început să discuți foarte urât și... Eu am început să discut foarte urât. Ați luat Andrada. Eu am încercat problema. Eu am început să vorbesc. Când auzi de Romeo, asta trează toată noaptea. Explicați-mi și mie ce s-a întâmplat. Doamna Cristina, în câteva zile am dat un mesaj pe grup. Vă rog un pic mai încet pentru că se aude și vreau să dorm. Era vineri, nu, joi era, pentru că vineri filmam gala. Nu mi s-a răspuns, se chicotea în continuu de desubt și mi s-a răspuns în ziua următoare ce călăgie, că noi dormeam și n-am putut să dorm din cauza asta. Nici măcar nu am fost lasă-mă să termin. Când a fost duminică, am vrut să ascult un pic de muzică, n-am dat-o la maxim. Deloc. Nu era la maxim, dacă era la maxim, îți garantez că venea poliția, că eu calm. Aia n-ar mai lipsi. Vine poliția. Boxa aia sunt pe dușul meu. Dar se aude și basul ăla și bate în podea. Adică, dar și ce vreau să fac? Era tot un comentator al emisiunii care discută orice subiect. Noi vorbim codruți peste noi. Dați-l afară. Te rog. Dai o leacă codru să termin. Ia, du-te la Alexandru. Era duminică. De Revelion. Doamna Cristina, era duminică. Nu filmam nici în ziua următoare, nici în ziua respectivă nu s-a filmat. Și eu cu aia ne-am gândit să ascult un pic de muzică pe fundal. A doua zi trebuia să ne trezim. Dacă la pe ea a deranjat-o, pe mine prea puțin mă interesează, pentru că era o scuză. Pentru că ea nu vrea să doarmă, că dacă vrea să doarmă, nu mai stătea 3 ore cu mine să mai vorbească. Cum crezi, mai fată, că nu vrea să, să dorm? I-am scris lui Leila, domnșoara Cristina, i-am scris Leila, te rog frumos, spune-le fetelor că vreau să dorm și să dea muzica puțin mai încet. N-am vrut. Păi de ce? Domnișoara, pentru că e vreodată, eu când am scuit pe venin, atât aș putea de la acestea, să scui pe ciocolataia, m-a întrebat pe mine. Vorbe un pic de cu jignire, atâta se știe, domnșoara Cristina. Deci,
au început pe rând să mă jignească, să vorbească urât, să mi-aducă niște acuze. Adică nu se leg. Eu le-am spus că atâta bun simțau încât să respecte lumea din Doamna Cristina, vreau să aduc telefonul. Ce le-au întrebat alte subiecte, au derivat. Cine a jignit prima? Au deviat. Ia, Andreea, zi și tu. Și eu stau tot la parter lângă Sia, dar eu doar am dormit de la 12, adică nu le-am auzit. Exagerează Andra, da? Exagerează Sia. Doamne ferească. Că... A, ah, da, că ea spuse să... Nu, ele sunt deasupra mea. Ele... Da, dar nu erau în gata. Da, erau. Ele erau pe hol, nu erau în... Nu erau pe hol, erau în cameră. Că era boxa pe... Nu erați, mă, pe hol. Eu am auzit muzica, dar nu era tare. Dar o doar când mergem să... Bă, n-am înțeles că ați dat muzica tare, că v-ați rugat una pe cealaltă să dați muzica încet, dar de jignit. De ce vă jignit? Păi dacă a început să jignească... A început să vorbească. Păi dacă a început să vorbească urât, eu ce era să fac? Ce am zis? Să... Eu n-am văzut în viața mea așa insulte. Adică vouă nu vă e rușine. Și ce fel de gif le aducea și ce fel vorbea. Păi le meritai și le meriți. Bine, Andrada, și tu meriți. Andrada și Seia, nenorocire mare, se implică și aia la un moment dat, că vorba aia nu putea să stea deoparte. Toate. Vezi că eu nu m-am implicat, v-am spus. Vezi că tu te-ai implicat și... că nu m-am implicat, am dat două mesaje și ți-am spus dacă ți-era să-mi plecai și dormeai. Nu-i adevărat, nu știu ce mi-ai zis. Și am zis că, ok, Mariana, bine, și după aia ai adăugat și tu altceva și ai zis că la tine avea. Doamna Cristina, sigur tu am de spus. Atâta timp cât nu ne respectăm între noi, niciodată, atâta timp cât nu m-ai respectat și nu mi-ai respectat mie cerința, să nu aștepți invers. O să dau muzică. Așa, da, e vina mea că nu am văzut mesajul ăla, dacă eu nu l-am văzut, nu l-am văzut. Dacă îmi vedea, o minți, minți. Eu am respect față de toată lumea de aici. Erai pe live, erai pe live. Except în faptul că voi nu ați avut față de mine, nu? Și eu am avut întotdeauna față de voi. Mereu o să dau muzica și tu bagă-le de ori de câte ori să vreau. Așa că n-ai cum să spui că n-ai văzut în seara aia acele mesaje, minci. Era, dacă era, era pe live, cum puteam să văd mesaj? După ai închis live-ul și apare ne vezi tu ești prima care se uite și răspunde la toate mesajele. Nu m-am uitat, uite când seara aia m-am uitat. Pentru că dacă dai la mesaje și vezi persoanele care au văzut mesajul noaptea târziu. Lasă-ne. Păi și dacă ar fi văzut mesajul, de ce l-ai ignorat ca să o enervi? Ei, pe Andra, da? În seara, Cristina, dar... Nu am nimic personal! Prima dată, lasă-mă să vorbesc. Să bag Mariana, care n-are nicio treabă. Te dau mesaje. Tu m-ai implicat în subiect, așa că lasă-mă. Și ea are pretenții de fiecare dată. Tăcești, tăcești. Dar păi eram în liber, nici în liber. Nu poți să mai vorbești, nu poți să mai faci nimic. A doua zi trebuia să ne trezim. Ei, da, te trezi. Eu dorm, mai să regeam foarte devreme. Da, nu te interesează pe tine. Mă interesează. Uite că nu te interesează pe tine. Auzi, Răducu, da, Răducu. Da, domnișoara Cristina. Tu de ce ești așa nervos astăzi? Ia, explică-mi și mie. M-am supărat, încă am vrut să vorbesc din nou. Trebuie să spar ca să fiu păcat. Probabil că am pupat-o eu pe Aida, dar... O să spar. Auziți, dar eu când vă dau voi așa să vorbiți tot timpul, din păcate, de cele mai multe ori și unii peste ceilalți, arunc cu obiecte de pe aici, de pe masă, să mă fac ascultată? Dacă așa pot să mă fac ascultat, atunci o să arunc. Nu așa te poți face ascultat. Te poți face ascultat prin respect și așteptând. Pentru că suntem 20 de inși aici. Domnișoara Cristina. Din păcate... Nu vă respectați între voi și tu ai văzut asta. Dacă ei te-ar fi respectat, puteai vorbi. Și eu ca ceva. Nu era vorba de asta. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.